În sfârșitul lunii octombrie, la Bălți vor fi organizate ample activități de amenajare și înverzire a orașului. Este vorba despre Ziua Națională de Înverzire a Plaiului. În acest context, reprezentanții Agenției Ecologice Bălți au solicitat instituțiilor de învățământ să prezinte întreprinderii amenajarea teritoriului și spații verzi numărul de puieți necesari pentru înverzirea locațiilor. Totodată, în funcție de solicitări, vor fi înverzite curțile blocurilor din oraș, dar și alte spații publice, precum parcuri și scuaruri. Necesar ca instituții de învățământ, școlare, preșcolare, să prezinte la întreprindere municipală amenajarea teritoriului și spații verzi din Bălți, strada Moscovei 19, să prezinte planul cam câți puieți necesită pentru sădire, ca reieșind din numărul solicitat, să putem planifica ce cantitate să procurăm. Desigur, pot să vină și locatari din blocul locativ cu propuneri un număr oricare de arbori să se dinască. Puieții vor fi procurați de Agenție Ecologică Bălți cu susținerea autorităților publice locale și întreprinderea municipală de specialitate.